Salutări, sunt Mihai. Știți bine, lucrez la magazinul colecționarului și astăzi vă prezint numărul 106 al tancului T-34. În numărul 107 primim carcasa laterală a radiatorului cu apă și radiatorul cu apă partea stângă. Primim și capac și niște șuruburi. În acest număr asamblăm manetele de direcție în curând. Și nu uităm rapid ce ne spune revista. Vorbim de manetele de acționare a ambreiajelor, de direcție și frânelor, sunt destinate transmiterii acțiunilor mecanicului prin intermediul tijelor și brațele de acționare la mecanismul de cuplare a ambreiajelor de direcție și la brațele benzilor de frânare. Avem ghidul de montaj, trebuie să fim atenți fiindcă vom monta cu penseta unele piese. Vorbim puțin despre T-34-85 în Coreea. Pe urmă vorbim puțin despre luptele din avampostul de la Sandomir. Și cam atât este revista. Așa că haideți să trecem la montaj. Bun, avem cele două manete. Niște suporți. Haideți să le separăm. Avem astea două manetele. Manetele le vom asambla cu niște șuruburi CP. Ok. Acestea sunt șuruburile CP. Avem trei bucăți. Prima dată, manetele astea sunt identice. Așa că prima dată vom la această piesă. Vom încerca să adăugăm maneta aceasta pe un suport. Nu știu cât de bine se vede. Vom adăuga maneta pe pinul acesta mic de aici. Bun. Și în continuare vom adăuga partea cealaltă care ține machetuța noastră în această ordine și vom adăuga un șurub CP. Bun, deci trebuie să avem o manetă cât de cât funcțională, sper că se vede. Și facem din nou același montaj. Bun, iar în continuare vom monta aceste manete pe tank. Haideți să și vedem cum. Sper că se vede clar zona. Vom monta aceste manete în găurile astea 4 și în astea 4. Folosim desigur șuruburi IM și folosim șurubelniță cu cap PH1. Vom adăuga ușor maneta. Ok, am asamblat o manetă de direcție. Continuăm cu cea de a doua manetă. Iar pe urmă montăm pedala aceasta de accelerație, nu știu dacă se vede corect, dar cu săgetuța asta, cu partea ascuțită spre scaun, vom încerca să-l introducem în această gaură. Am spus că încercăm, fiindcă este destul de greu. Perfect. Și luăm și cea de-a doua bucată.
Perfect, este montat, ambele pedale sunt montate, așa că eu am fost Mihai și ne vedem numărul următor cu radiatorul de apă.